Bună seara, dragi prieteni, bine v-am regăsit la știrea cea bună, într-o nouă săptămână. În această ocazie, așa cum este bunul nostru obicei, vom spune câteva știri bune, mai locale sau internaționale. Prima știre este despre Tarom, transporturile aeriene române. Compania Națională de Transport Aerian Tarom a semnat contractul de achiziție cu două aeronave noi, Boeing 737-800NG, 737-800NG, având o configurație de 189 de locuri, a anunțat vineri seara Ministerul Transporturilor, acționarul majoritar al companiei de stat. Avioanele sunt achiziționate în leasing operațional pe o perioadă de 10 ani, precizează un comunicat al Ministerului Transporturilor, care menționează că livrarea aeronavelor către operatorul aerian va fi făcută în cursul acestei luni. Programul de guvernare cu privire la compania Tarom prevede achiziția 30 de avioane. Negocierea tranzacției s-a purtat cu o companie de leasing. Iată, flota Tarom trebuie reînnoită ca urmare a ieșirii din flota anul trecut a două aeronave Airbus A310, după ce compania a fost nevoită să renunțe la anumite rute pe care nu mai avea cu ce să le opereze. Dacă vă aduceți aminte, au și vreo două avioane de pe pistă anul trecut. Ceea ce mi-a adus aminte de un moment extraordinar dintr-un concediu în care niște turiști au vizitat o mănăstire care era undeva în fundul unei prăpăstii, undeva acolo s-a făcut un adăpost, acolo locuiau niște oameni care au hotărât să-și dedice viața lui Dumnezeu și problema era că în acea prăpastie se ajungea coborându-se cu un coș mai mare, cu un scripete și cu o sfoară. Și turiștii, câte 10 plus omul de serviciu care îi transporta, coborau încet, încet, scripetele scârția, frânghia era destul de șubredă și unul dintre turiști întreabă pe părintele călugăr care îi conducea în prăpastie. Au zis, dar de câte ori se schimbă frânghia asta veche? Și părintele călugăr așa zâmbind zice, ori de câte ori se rupe. Cam așa. Ne bucurăm că Ministerul Transporturilor s-a gândit ca să nu existe drame legate de aeronave. Cele vechi, știți cum sunt, tremură din toate încheieturile, nu mai știi dacă ajungi la Timișoara sau la Iași. Așa că, la cât mai multe nave noi pentru siguranța cetățenilor. Un pericol uriaș este tot pe cale să amenințe întreaga planetă. Topirea tot mai accelerată a ghețarilor este o bombă cu ceas care ar putea să schimbe radical fața planetei. Experții atrag atenția că topirea ghețarilor de la Polul Nord poate scoate la lumină pericole ascunse de mii de ani. Bacteriile și virusii care au hibernat în solul înghețat vor fi eliberați. Pericolul este uriaș, bacteriile putând provoca adevărate pandemii la nivel global, aceste microorganisme pot să reziste în stare latentă sub gheață în permafrost timp de mii de ani. Topirea gheții poate determina eliberarea acestora, multe dintre ele probabil necunoscute de specialiști. Avertismentul este unul real în condițiile în care regiunea arctică se încălzește de două ori mai repede decât restul planetei, se arată într-un studiu publicat de curând în raportul Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic. Pentru a afla detalii despre lucrul acesta, dar și pentru altele, avem un om invitat special în seara aceasta. Vreau să vă spun câte ceva despre el. Dacă omul acesta n-ar fi fost îngăduit de Dumnezeu în viața mea, dumneavoastră nu vă mai uitați în acest moment nici la mine, nici la 7 TV, probabil, pentru că am fost la un moment dat extrem de bolnav. Am ajuns la Institutul Matei Balș cu un diagnostic și datorită iluminării pe care numai Dumnezeu a dat-o acestui om, astăzi sunt în viață în fața dumneavoastră. Pentru că domnul doctor Adrian Abagiu s-a gândit că ar putea să fie un alt diagnostic, nu cel cu care venisem și astfel lucrurile au intrat în normal, după câteva zile teribile de febră 39-40. Așadar, știrea cea mai bună acestei serii este că împreună cu noi se află domnul doctor Adrian Abagiu. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mă bucur să vă revăd! Mă bucur din suflet! Bine ați venit, domnul doctor! Mulțumesc pentru invitație! Domn doctor, de fiecare dată când vă văd pe Facebook, mă gândesc cum a hărăzit Dumnezeu
ca în zilele acelea să fiți acolo și să vă spuneți un cuvânt. Eu venisem cu o toxi-infecție alimentară, nu se știa de ce nu scade febra, m-am făcut spălături, am făcut de toate. Și într-o duminică dimineață, țin minte, după un weekend prelungit, ați venit de acasă și ați gândit că era un sezon cu niște gripe urâte, eu o luasem din Spania, da. Și ați dat un tratament care, în momentul în care a intrat pe venă, am simțit că face bine. Vă mulțumesc foarte mult și nu o să uit lucrul acesta niciodată. Cred că aveți mulți pacienți de felul ăsta. Da, Doamne ajută. Mai sunt și pacienți pe care nu reușim să-i scăpăm, nu reușim să-i scoatem la lumină. Medicina asta este, forța e totuși și bunăvoința Domnului. Noi încercăm să ajutăm cât putem, dar sunt boli diagnostice unde capacitatea noastră este depășită. Oricum, cum spunea Hipocrat, primum non nocere. Și pe urmă vedem ce vrea bunul Dumnezeu. Ne este obiceiul ca fiecărui invitat să pregătim un material din activitatea domniei sale și din emisiunile anterioare pe care le-a avut pe la postul de televiziune. Și de data aceasta facem lucrul acesta. Revenim după câteva momente, dragi prieteni. Dacă mănânc sănătos, dacă mănânc crudități, dacă mănânc ce trebuie, am foarte mici riscuri să mă îmbolnăvesc, nu mai trebuie să fac niciun vaccin și lucrurile, uitați-vă că merg destul de bine. Ce părere aveți de această idee? Deci, stilul de viață ro-vegan este foarte sănătos. Mi-aș dori să am voința să reușesc să scap de chilele multe care le am în plus și care sigur nu mă fac să fiu sănătos. Deci nu contest importanța consumului de alimente crude, cât mai puțin preparate termic. Zice că ar trebui 55% din ceea ce mâncăm să fie astfel de medicamente. Alimente. Problema se pune așa. Paradoxal, formele cele mai severe de boală le fac cei cu imunitatea foarte bună. Hepatitele fulminante apar nu la ăia nemâncați, înfometați, ci la cei sănătoși cu imunitate foarte bună. În momentul în care sistemul meu imun hrănit sănătos, fără experiență a vaccinului, că nu am făcut vaccinul, nu am anticorpii, se îmbolnăvește, intră în contact cu virusul B, sistemul meu imun va face o reacție atât de puternică încât va face aproape un rejet acut deficat. Și mă bagă în hepatită fulminantă și șansele de deces sunt de 5-6%. Deci, aici este problema. Dacă am trăit într-o eprubetă, într-o chestie închisă, nu intru în contact cu alte persoane care sunt purtătoare de virusuri, care sunt purtătoare de microbi, să zicem că sunt perfect de acord cu ceea ce spun ascultătorii, că dacă trăiesc sănătos nu mă îmbolnăvesc. Problema este că nu trăim, trăim într-o colectivitate și din punctul ăsta de vedere problema. E un pic paradoxal, nu? Dacă ai imunitate foarte bună să te îmbolnăvești. Dacă te îmbolnăvești, poți să faci forme fulminante, severe de boală. Ia auziți ce ne întreabă Nelu. Cum vă explicați că în ciuda progresului medicinei moderne, generațiile noastre sunt din ce în ce mai slăbite, iar bolile devin mai diversificate și mai cronice, iar generațiile părinților noștri care nu au beneficiat de beneficiile medicinei moderne erau mult mai robuste? Da, răspunsul la această problemă este legat de modul nesănătos de alimentație și de gradul imens de poluare. Practic,
corpul unei persoane care trăia cu 100 de ani era expus la, hai să zicem, cel puțin 1000 de, mai puțin de 1000 de substanțe alergene, praf, pulberi, radiația, nivelul de radiație de toate felurile, da? Cu toate accidentele de la Fukushima, Chernobyl și unde mai vrem. Și atunci asta plus sistemul ăsta nesănătos de conservanți, nu neg că constatările pe care le-au făcut mulți, persoanele care decedații din ziua de astăzi, când ai nevoie să-i scoți din mormânt, să constată că nu putrezesc. Mai putrezesc de la cât conservant și câte... Și nu mă refer la faptul că și înainte erau persoane considerate cu har și erau sfinte. Găsite și erau sfinte. Nu e vorba de chestia asta. Sunt pur și simplu... Cam toți am devenit sfinți. Am devenit sfinți cu atâtea euri și... Deci, cam asta este, din punctul meu de vedere, pentru ce suntem mult mai slăbiți, mulți, și să nu discutăm, să nu uităm stresul. Cel mai mare factor agravant și agresant pe propria persoană este stresul. Domnul doctor, iată o emisiune pe care am avut-o anul trecut la un post de televiziune. Înainte să procedem la subiectele medicale, vreau să știu câteva lucruri despre dumneavoastră. Cum v-ați simțit atras spre acest domeniu al medicinei? Am știut, tata era medic, era profesor de anatomie, bun, că n-a fost profesor, ci era cadru didactic la Catedra de Anatomie a Facultății de Medicină, avea un mare har didactic și mare succes, să zicem, la studenți care urmăreau cu plăcere cursurile și am știut, cred că de pe la 15-16 ani că o să vreau să fac medicina și că era o chestie care mă atrage. Deci cam așa am ajuns... Ați știut deja. Da, am știut că asta vreau să fac. V-a plăcut sau a fost așa un fel de influență din familie? Nu v-a fost rău când ați văzut bolnavi? Nu, chiar mi-a plăcut. Am fost încântat, practic, o jumătate din cadavru pe care l-aveam dat la grupe, l-am disecat eu ca să se învață cel mai bine învățând și văzând cum sunt traiectele nervilor, vaselor. E mai ușor, să, din punctul meu de vedere, să înveți văzând decât citind niște chestii anoste din cărți. Deci da. Ați disecat cadavru. Da. N-ați avut problemă. Trebuie să te naști cu un dar pentru treaba asta. Sigur. Recunosc, în schimb, în anul 3 de facultate am asistat în practica de vară la o operație de cancer de laringe în care i s-a scos pacientului laringele în totalitate și a fost o operație în care am văzut zona laringeană disecată 3 ore. A fost o încântare din punctul meu de vedere de anatomist, de copil de anatomist. A doua zi însă am văzut o operație de deviație de sept, la care mi s-a făcut rău și m-am dus să vărs. Adică sunt și aici tot felul de aspecte. Am înțeles. Deci nu ați fost chiar atât de imun la toate. Ați avut și momente de slăbiciune, ceea ce poate să dea curaj unor studenți care poate că au și ei stări de rău, dar cu timpul se pot autoeduca, nu? Pentru lucrul ăsta. Oricum, la ora actuală, din ce încep, cel puțin în vest se face anatomia, se studiază pe holograme, pe cu totul alt fel de materiale didactice care, bun, sunt mai accesibile, sunt mai didactice decât un mulaj pe care îl aveai ca variantă a cadavrului uman. Cum sunt probleme, nu mai știu cum e la noi la Facultatea de Medicină, dar știu că din ce în ce sunt mai multe probleme în dobândirea cadavrelor din punct de vedere al legislației și al... Domnule doctor, am văzut că vorbiți cu destulă lejeritate despre Dumnezeu, despre ce facem noi oamenii și ce face Dumnezeu. Ați avut de mic această conștiență de creator?
această conștiență de sine? Este partea mamei. Mama era o persoană cu credință, credincioasă, chiar dacă nu se ducea la biserică, dar tot timpul, cât timp a lucrat, și asta doar când a ajuns la pensie, a avut timp să se ducă la biserică, dar îmi spunea că Dumnezeu este în noi și dacă oriunde te oprești și spui o rugăciune cu simțire, cu credință, Dumnezeu te ajută și te aude, nu trebuie neapărat să fii într-o catedrală sau într-un anumit loc să te rogi. Ați dobândit această credință simplă. În activitatea noastră de medic, de la începuturi până în zilele noastre, ați avut momente în care praguri, ați simțit că de acolo încolo nu mai puteți stăpâni și doar Dumnezeu poate să intervină, și uneori a intervenit, alteori nu a intervenit. Ați simțit astfel de momente, astfel de praguri? Da, au fost momente în care chiar am dorit ca unii pacienți tineri să reușim să-i salvăm și nu s-a putut. Din păcate era băiatul chiar unei cunoștințe care a făcut o hepatită fulminantă cu virus B și s-a stins. Deci sunt probleme în care ți-ai dori să faci ceva, dar... Bun. Și reversul ați avut? Oameni care pur și simplu nu aveau șanse teoretice și care ați simțit că acolo este o putere care, dincolo de priceperea medicilor, care i-a îndreptat? Da, am văzut și niște cazuri în care consideram că sunt terminale și care încă sunt între noi. Deci există amândouă variantele. Le-am văzut și le-am trăit. Domnule doctor, eu am fost o variantă din aia în care mă gândeam că nu o să mai ajung. M-a simțit foarte rău în zilele acelea, până când ați dobândit noastră înțelepciunea asta să ridicați tratamentul. Și cred că și la mine a fost o situație în care Dumnezeu a zis: hai mă băiete, mai treci puțin. Era exact în perioada în care moriseră mulți de gripă. Era în perioada de gripă aviară, cred că a fost acum 6 ani, 7 ani. Gripă porcină. Gripă porcină, da. Așa. Epidemia de... Da, eu o luasem din Spania, de la un program, da, de la o conferință pe care am ținut-o acolo. Veniseră unii răciți și am dus-o cu mine frumos acasă. Da. Cum? Aveam și noi cazurile noastre autohtone, dar da. Domnul doctor, lucrați la Spital de Boli Infecțioase. Care sunt bolile de sezon? Cu ce vin oamenii acum la dumneavoastră? Acum că e vremea asta schimbătoare, sunt încă o mulțime de afecțiuni respiratorii. Din păcate, colegii de la secția de pediatrie se confruntă cu cazurile de rujeolă. Unele mai fericite, unele mai puțin fericite. La oameni mari sau la copii? La copii, până în 14 ani, dar cazurile cu deces și asta au fost în general cele mai multe la copii până în 2 ani și câteva la copii 5 ani, un copil de 9 ani. Aveți și acum internați pe secție copii cu rujeolă? Săptămâna trecută, sigur mai erau copii cu rujeolă. Tot dintre aceia nevaccinați? Da, peste 95% din cazurile celor copiilor care au făcut boala erau copii nevaccinați. Ce înseamnă rujeola asta? Rujeola este banalul bojar, cum știau în vremea copilăriei noastre, pe care eu l-am făcut. De ce s-a pornit campania de vaccinare? Pojar și varicele, da, ceva. Da, e altă boală. Varicela este vărsatul de vânt, este produsă de virusul varicelo-zosterian. Dar rujeola, pojarul, este periculoasă și s-a trecut la vaccinarea în masă pentru a reduce această incidență acestei boli. Este o boală care e foarte contagioasă. Contagiozitatea este peste 95% cu transmitere respiratorie. Este o boală care poate să facă complicații imediate prin scăderea imunității și suprainfecții bacteriene, cu pneumonii, cu suferințe acute, grave, cu potențial letal. Pentru copiii care făceau rujeola până în primii 2 ani de viață, s-a descris la distanță, adică la 7-9 ani, panencefalita sclerozantă subacută, care este o formă de encefalită care este fără tratament.
Deci ți-ai crescut copilul și la 7 ani, 9 ani vezi că începe să nu mai poată să țină minte ce învață la școală, este din ce în ce mai apatic și se stinge ca o lumânare fără să putem să-i facem ceva. Deci pentru aceste complicații severe, care duceau o mortalitate, aduceau ca pojarul să aibă o mortalitate infantilă ridicată, s-a trecut la vaccinarea masivă pentru a scoate această boală din patologia infecțioasă în țările civilizate. Cam, la fel și cam cu... în ce an s-a trecut la vaccinarea asta? Vaccinarea s-a trecut... Deci programele de vaccinare au început încă de prin anii 80, inclusiv la poliomielită. În anii, la începutul anilor 80, în Europa, poliomielita omora cam 600 de mii, deci mai mult de jumătate de milion de copii pe an. În momentul în care s-a început campania de vaccinare, în 13 ani s-a ajuns ca în toate, majoritatea țărilor europene, să avem peste 90% vaccinare, a crescut incidența aproape la zero, dar s-au înregistrat în 13 ani 1500 de cazuri de poliomielită post-vaccinală. Dacă mă gândesc că în 13 ani ar fi murit aproape 10 milioane de copii, ce înseamnă 1500? Acestea au fost însă mediatizate. Ia uite, nu vă vaccinați copiii, că tot avem 1500, dar dacă aveam 10 milioane de morți, cum era? Deci aici este marea problemă când se manipulează datele și prezentăm ce ne interesează. Păi totul este văzut ca o conspirație, domnule doctor. Uite, marile companii farmaceutice vor ca să le cumpărăm noi vaccinurile. Statul român nu face la Cantacuzino acum, că, mă rog, totul ce e bun în seara asta se strică. Dar cumpărăm din Franța vaccinuri, cumpărăm din Germania, cumpărăm din Anglia, de nu știu pe unde, la suprapreț. Și atunci se duc astfel de campanii în presă împotriva vaccinării. Deci... cum stau lucrurile în mod real din punct de vedere statistic? Ne-a spus ceva. Deci, din punct de vedere statistic, vaccinarea alături de antibiotice și de cuceriri care au dus la stăpânirea bolilor infecțioase, da? În anii 90, în anii 45-50, când s-a inventat penicilina, da? Mortalitatea imensă era dată de boli infecțioase. Erau state în care, știm, o mulțime de case regale, care făceau 13 copii, dar care la maturitate ajungeau cu 2-3, că ei alți mureau de boli infecțioase, nu de alte boli. Deci bolile infecțioase până în anii 50 erau cel mai mare criminal al omenirii. În momentul în care, prin programe de vaccinare, prin antibiotice, s-au început să se controleze bolile infecțioase, am început să avem creșterea populației. Ori, la ora actuală, din punctul meu de vedere, aceste campanii împotriva vaccinărilor sunt, de fapt, conduse de cei care au spus că și 1 miliard de populație e greu să fie controlată pentru că sunt suficienți oameni deștepți care nu poți să-i prostești. Vă referiți la masoni? Din punctul meu de vedere, la guvernul mondial, care zic eu că conduce această lume. Că sunt mason sau cum s-o numi. Deci, din punctul lor de vedere, este interesul lor ca să se oprească această creștere. Ori, progresele medicinei cu vaccinuri, cu antibiotice, au creat această explozie populațională. Cum pot să încerc să refac, să frânez acest lucru? Înfrânând vaccinarea și apărând iarăși bolile care o să omoare o mulțime de oameni. Vedeți, dumneavoastră, domnule doctor, ce interesant este că această propagandă se spune că se face tocmai pro-life, pentru a păstra viața, că vaccinările sunt niște conspirații care omoară pe oameni și așa mai departe. Deci exact pe dos se prezintă situația. Deci ați mințit poporul cu televizorul. Cam așa, practic, primele alegeri au fost câștigate cu presa, dacă nu mă înșel, Lyndon Johnson s-au spus în presă ceva care n-a fost adevărat, dar a pierdut alegerile. După aia, următoarele alegeri au fost câștigate cu radio, pe urmă cu televiziunea. Obama a câștigat alegerile cu internetul. Deci, iar cam același lucru cu Facebook-ul și cu... Asta se pare că a reușit campania lui Donald Trump. Deci fiecare epocă are mijloacele de mass media cu care se manipulează masele.
Pentru că degeaba sunt unii puțini care înțeleg și citesc între rânduri, marea masă se duce și votează și ajungem la situațiile pe care le avem. Și din punct de vedere științific, dumneavoastră ne spuneți, științific, statistic, că părinții ar trebui să fie suficient de responsabili ca să-și vaccineze copiii. Deci sunt întru totul de acord că, din punctul meu de vedere, era foarte bine și benefic să păstrăm Institutul Cantacuzino. Se produceau vaccinuri de calitate în țara noastră la niște prețuri competitive, mai mult decât competitive. Suntem prea săraci ca să cumpărăm lucruri proaste, s-a zis, dar vaccinurile de la Cantacuzino nu erau proaste. Dar, iarăși, sunt interesele economice. Din punctul meu de vedere, iarăși, nu spun că România ajunsese să facă 90% din tot ceea ce îi trecea în cap marelui conducător. Nu toate lucrurile erau bune, dar cel puțin 30% din producția românească era competitivă pe plan mondial și s-a cam ales praful de ea. Nu mai facem aproape nimica. Suntem o țară care suntem făcută să cumpărăm. Suntem piață de desfacere pentru celelalte state. Am înțeles. Domnule doctor, de câțiva ani de zile am auzit, dar în ultima vreme se pare că se înmulțesc tot felul de mărturii și în măsura în care actorii sau cântăreții au ajuns celebri, au ajuns și în spațiu public pericolul acesta al căpușelor. Căpușele, boala Lyme, cu situațiile mediatizate și foarte mediatizate. Spuneți-ne, vine weekendul, vin sărbătorile de 1 iunie și așa mai departe, oamenii se duc la un picnic, se duc la un grătar, se așează pe iarbă. Spuneți-ne, ce riscuri sunt reale, care sunt modalitățile prin care ne putem păzi de aceste căpușe și dacă într-adevăr ne-a mușcat o căpușă, ce e de făcut? Deci, având în vedere că s-a discutat la începutul emisiunii despre încălzirea globală, cu siguranță că această încălzire globală a creat un condiții propice de uscăciune și căldură să se dezvolte căpușele. Prin anii 75, când DTT-ul a fost scos în afara legii, că este o substanță cancerigenă și care face rău, dar omora 95-99% din cam tot ce era insectă și tăunătoare în agricultură și în asta, a fost înlocuită cu niște substanțe care probabil sunt de 5-10 ori mai toxice decât era DTT-ul, dar sunt și mult mai scumpe, care însă sunt protective cu mediul, nu prea mai omoară căpușele. Sigur că în momentul în care ai o invazie de căpușe, vei avea o mulțime de mușcături. În Statele Unite, unde dorința de ecologizare a fost mai mare și au fost mult mai puțin folosite fungicidele și asta, sunt anumite zone în care se știe clar, te-ai plimbat prin pădure, prin iarbă verde, prin pădure, în momentul când intri în casă, te cauți. Deci dacă în prima oră, de când ai venit de la pădure, te cauți în plici, că ele mai ales se duc în plici unde este pielea mai moale și este mai ușor de înțepat. Dar oriunde pe corp, te cauți și ai găsit căpușele care în perioada aia sunt numai să plimbă, nu sunt nici măcar fixate în prima oră când m-am plimbat la iarbă verde și asta, sau, bun, depinde cât am stat. Dacă ai găsit-o în prima zi, se scoate. Se scoate cu o pensă, care orice casă are o pensetă de pensat. Se ia la baza pielii, se smulge și se scoate și nu se întâmplă absolut nimica. O căpușă găsită în primele 24 de ore, de când ai fost la iarbă verde și dată la o parte de pe corpul tău, nu are absolut nicio implicație clinică. Problema este dacă o găsesc după 24 de ore. Recomandările sunt că dacă o găsesc după 24 până în 72 de ore, deci prin în primele 3 zile, da, se recomandă să iei o doză de doxiciclină, de doxiciclină de 100 de miligrame, 200 de miligrame dacă ești mai comun, o doză unică, profilactică, preventivă.
Dacă au trecut 3 zile, peste 3 zile de când ai fost la iarbă verde și găsești căpușa, care mai este și grăsuță, bine umflată de sângele tău, în momentul acela se face tratamentul cu doxiciclină. Dacă nu ești alergic, 100 de miligrame la 12 ore, 7 zile. 99% din căpușele din țara românească care sunt infectate, și infectate cred că sunt sub o cincime din ele, pot să transmită rickettsia conorii, adică febra butănoasă, care este o afecțiune care se tratează cu doxiciclină. Este o boală care poate să fie mai, facă forme mai severe la pacienții tarați, cardiaci, bătrâni, diabetici, deci la persoane peste 60 și ceva de ani, cu anumite boli care să le scadă imunitatea, dar în rest nu avem alte probleme de la febra butonoasă. Borelia, care face boala Lyme. Eu în viața mea am îngrijit 3 pacienți cu boală Lyme adevărată, care toți avuseseră eritem migrator. Ce înseamnă lucrurile astea? Eritemul migrator. Deci după ce te mușcă căpușa și ți inoculează borelia, la o perioadă de până la 2-3 săptămâni, ea începe să se multiplice și apare ca o urticarie, care este ca o linie elevată, ca blânde, dar sunt una lângă alta, care astăzi este aici, dispare și ți apare în altă zonă a corpului. Deci acest eritem migrator este patognomonic. Deci eu nu am văzut boală Lyme fără eritem migrator. Scrie deci, la dacă carte ai așa că ceva, ești în pericol. Trebuie să te duci să te tratezi. Dar borelia face parte din familia spirochete ca și sifilisul. Sifilisul se tratează cu banala penicilină. Da? Deci încă se fac bine pacienții cu moldamin, cu penicilina retard. Deci și borelia este o spirochetă, răspunde de cele mai multe ori la un tratament cu amoxicilină făcut în faza acută 2-3 săptămâni maximum. Nu trebuie făcute tratamente în această fază acută, tratamente de lungă durată, cure și așa mai departe. Cum ajunge cineva să facă tratamente de lungă durată? Neglijează toate aceste aspecte pe care le-a spus dumneavoastră? Nu, din punctul meu de vedere este o chestie de prostituție medicală. A fost inclusiv cazul nefericit al actorului Șerban Ionescu, care se pusese de medici adevărați diagnosticul de scleroză în plăci, care este o boală încă cu prognostic infaust, poate să fie controlată cât de cât o perioadă cu tratamentele existente la ora actuală, dar care în final e o boală invalidantă care duce la deces. Bineînțeles că mi-e mult mai greu să accept că am această boală decât să vină unul să spune: a, vezi boala Lyme, domne, te facem noi bine și o să trăiești 100 de ani. Da? Și există tot felul de tratamente de genul acesta, de asociații și grupuri, în toată lumea sunt. Deci nu sunt numai în România aceste persoane și asociații care tratează boala Lyme, care e o boală universală, dar foarte puțin diagnosticată corect și real. În orice caz, domnul profesor Străinu Cercel a cerut și o parte din căpușele care au fost colectate, că vin oamenii cu căpușa în borcănaș, mi-am scos-o, ce trebuie să fac, așa, au, colegii de la genetică au făcut identificare moleculară și nu s-a găsit nicio borelie prin amplificare genetică în titruratul din câteva, nu știu câte zeci de căpuși au fost obținut și nu s-a obținut nicio borelie. Deci, repet, eu am văzut 3 cazuri de boală Lyme în 20 ceva de ani de boală profesională, între care unul singur fusese o mușcătură de căpușă în Transilvania, în Ardeal. Ăilalții fuseseră mușcați în Praga, în Italia, deci nu în țara românească, unde căpușele, dacă au, au febra noastră butonoasă, care nu este boală Lyme. Da, iată câteva vești bune, dragi prieteni. Este un lucru extraordinar că v-am adus în seara asta, domnule doctor, să nu ne mai panicăm degeaba, pentru că trebuie să ne verificăm. E suficient să ne controlăm copiii și pe noi înșine. Când am ajuns acasă, să le dăm la pielea goală, la pielea goală, pe corp,
Vorba aia, o căpușă mică, neumflată de sânge, are un milimetru, doi milimetri, nu e... Așa, scoaterea asta a căpușelor, am văzut tot felul de chestii pe internet cu că iubesc fosforul, că trebuie să te faci cu chibritul în jurul căpușei și atunci deci, ea iese singură și deci, nu știu ce, e adevărat? Nu am încercat chestia asta, cred că scoaterea banală cu pensa este absolut ok. Că dacă o scoți cu pensa, rămâne capul înăuntru și da. trupul se rupe. În orice caz, ideea este așa, borelia, dacă este îmbolnăvească, borelia, căpușa, suge sânge și pentru că nu are sațietate, ea suge, se umflă și la un moment dat regurgitează, varsă și în stomacul ei, unde dacă este, există fie rickettsia, fie borelia, în momentul ăla al vărsăturii ajunge în sângele nostru. Deci de-aia riscul este la 72 de ore când a tot sub sânge și există șansa să fii regurgitat, de aceea îi faci pacientului tratamentul profilactic 7 zile. Altfel nu este nevoie. Intrăm repede puțin și în domeniul drogurilor pentru minutele care ne-au mai rămas. Mă bucur că abordăm lucrurile în mod concret. Domnule doctor, de foarte multe ori oamenii au impresia unor conspirații a industriei farmaceutice. Domnule, nu ne dă voie să ne tratăm cu medicamentele de odinioară, cu ierburile de odinioară, că sunt ierburi, că sunt naturale, că sunt... Ei, există din ce în ce mai mult pentru unii o preocupare, spre exemplu, față de cannabis. Cannabisul se zice că este foarte bun, că este uleiul de cannabis, că este vindecător, că tratamentele cu cannabis sunt foarte bune, că medicii sunt aceia care au oprit pe oameni să așa și toate lucrurile se complică. Spuneți-ne câteva lucruri despre asta. Și din punctul meu de vedere, adevărul e undeva la mijloc. Cannabisul, cânepa cultivată și fumată, da, făcută joint, cum se cheamă, și fumată, are dintre droguri capacitatea de a da dependență cea mai mică, în jur de 9%, deci din 100 de oameni care încearcă să fumeze vreodată hașiș, cannabisul, hașișul e baza de cannabis, devin dependenți 9% față de tutun, unde 30% din cei care au încercat odată o țigară devin dependenți de nicotină. Deci potențialul adictiv este mult mai mic la cannabis. Dar el există și pentru că sunt câteva milioane bune, sute de milioane, dacă nu mai mult de un miliard de consumatori de cannabis, persoanele dependente pe globul ăsta de cannabis sunt cele mai multe. Și în țara românească, Agenția Națională Antidrog a comunicat că majoritatea cererilor de tratamente în cursul anului 2015-16 a început să fie pentru dependența de cannabis. Deci, tocmai pentru că există această campanie. În cannabis sunt peste 260 de compuși. Au fost identificați aceia care au proprietăți de medicament. Iar inițial, când în Statele Unite s-a făcut campania pentru a lăsa ca anumite componente să fie folosite în scop medicinal, atunci a fost discuția, lasă, domne, vrei să îmi vinzi cannabidolul, sativexul, ca să îmi tratez greață și nu mai știu eu ce epilepsie, când și ăsta e mult mai scump că l-ai preparat tu, decât să fumez eu planta care pot să mi-o cresc în ghiveci și e mult mai ieftină și obțin aceleași efecte. Aproximativ aceleași efecte, dar consum și THC-ul, care acidul 9 delta tetrahinocannabinolic, ăsta face, are potențialul adictiv. Asta înseamnă THC. THC. Tetrahidrocannabinolic. 9 delta tetrahidrocannabinolic. Este substanța care creează. Deci, repet, uleiul de cannabis, uleiul de cânepă, este foarte bun în tratarea unor leziuni de tip cancere cutanate. Am văzut pacienți tratați cu așa ceva, cu
efecte cu reacții minime față de tratamentul cu citostatice. Asta nu înseamnă că este valabil în toate cancerele cutanate, dar este o alternativă de tratament cu reacții adverse minime. Da. Repet, fumatul unui joint de cannabis de 2 ori pe săptămână îmbunătățește net pofta de mâncare a pacienților care sunt în curile de citostatice. Dar ar trebui ca tratament, dacă e să zicem tratament de ameliorare a poftei de mâncare, de tăiere a grețurilor, să fie folosit numai perioada, pe perioada când omul ăla face citostatice. Nu în cantitățile care ajung să fie prescris. Spre exemplu, în Statele Unite, în care s-a aprobat, s-a legalizat cannabisul medicinal, pacienții au voie să primească de rețetă de maximum 400 de jointuri. Faceți un calcul că de la 3 jointuri pe zi se consideră că ai dependență severă. Ori într-o lună cu 30 de zile, cu 400 ai sigur, ai, sau 200 de țigări ai să dai și la toată familia. Deci sunt niște exagerări, dar din punctul meu de vedere este interesul economic de a taxa și a obține venituri la buget din taxarea. Să înțeleg așa. Bine, pentru un bolnav în stadiu terminal, în stadiu de cancer, se dau aceste substanțe tocmai se pentru pot recomanda ameliora pentru anumite simptomele. Dureri și anumite simptome. De aceasta și heroina morfină, și morfina se dau așa de mai departe. Bun. Dar asta nu este recomandat sub nicio formă unei persoane sănătoase care vrea să se ducă prin alte dimensiuni din punct de vedere halucinogen, da? Deci, repet, care sunt efectele adverse ale acestor substanțe? Deci, THC-ul în sine, în cazul dependențelor cronice, produce niște, deci prin mecanismul de dependență, face sevraj, deci vei avea o stare de rău, de neliniște, poți să ai episoade și psihotice atât în supradoză când ajungi să consumi, să fumezi în fiecare zi jointurile și mai ales că trebuie spus, cannabisul din ziua de astăzi nu este cannabisul pe care îl fumau generația Flower Cu Power. Ce se deosebește? Concentrația de THC din cannabisul actual este de 3-4 ori mai mare. De ce? Deci, pentru că s-au progresele agronomiei au fost folosite. THC-ul anilor 69 era în jur de 3-5%, astăzi vorbim de 12-15% concentrație de THC în 100 de grame de plantă uscată. Să lăsăm cannabisul. Care sunt cele mai mari probleme ale românilor astăzi în legătură cu drogurile, domnule doctor? Să zicem, suntem norocoși că nu e o rată foarte mare, dar este suficientă ca să ne creeze probleme. Numărul estimat al persoanelor cu probleme de dependență este în jur de 15-19.000, deci n-ar fi foarte mulți, dar problema este că la ora actuală cam unul din trei deja sunt îmbolnăviți cu HIV, virusul HIV, datorită mijloacelor de reducere a riscurilor insuficiente furnizate în ultimii 5 ani. În 2011, adică vă referiți la faptul că schimbul de siringi, deci oferirea de siringi curate, sterile, nu este o chestie care încurajează ca pacienții să se drogheze. Ei oricum se vor droga, dar dacă au o siringă nouă, bună, o vor folosi fiecare, nu o vor folosi în comun și atunci nu se vor răspândi virusurile cu transmitere prin sânge HIV, hepatită B, hepatită C, de la unul la altul. Problema este că ei trăiesc în mijlocul societății. Majoritatea fetelor care se droghează, ca să facă bani de droguri, se prostituează. Dacă ele sunt bolnave cu HIV-SIDA, vor transmite această boală clienților. Din păcate, românii nu folosesc mijloace de protecție. Prezervativul dăunează grav sănătății. Și atunci te trezești că te îmbolnăvești. Sifilisul este unul dintre lucrurile care este cel mai tratabil. Dar poți să iei alte boli care, cum este HIV-ul... De la droguri se lărgește paleta. Da, deci apar bolile asociate consumului, care astea se transmit în societate. Cum stăm cu licenii, domnule doctor? Dacă există
riscuri ca liceenii noștri, cei din București, de exemplu, să primească tot felul de substanțe? Bucureștiul este pe primul loc la consum de droguri, cam la toate nivelele de unde le de fac vârste. Rost oamenii ăștia? Din păcate sunt foarte mulți oameni care doresc să facă. Drogurile la ora actuală se consumă cel mai ușor, se procură de pe internet. Așa zisele legale se pot comanda și ți le aduce curierul rapid la domiciliu după ce tu le-ai plătit online sau le plătești când vine curierul. Care curierul săracu e un poștaș care el știe că ți-a adus o pereche de ochelari sau ce, doamne iartă-mă, nu știe ce ți-aduce. Deci, din păcate, este din ce în ce iarăși un aspect în care multă lume blamează ce face poliția. Pentru 10.000 de doze de heroină ne trebuia peste un kilogram sau 750 de grame, deci peste jumătate de kil de ecstasy, sunt 10.000 de doze. La drogurile de ultimă generație trebuie 100 de miligrame. 100 de miligrame înseamnă 10.000 de doze. Cum să-l găsești pe ăla care are un pliculeț cu cât înseamnă 100 de grame? Deci este foarte greu. La ora actuală studiile arată că din păcate durează o zi să produci un nou drog și 2 ani până când reușești să-l scoți să fie substanță ilegală. Cam astea sunt situațiile cu care se luptă sistemul legislativ la ziua asta. Deci singura soluție ar fi campania de prevenire. Să mergem în școli, să le spunem elevilor, nu să le spunem că nu te droga că o să-ți fie rău, pentru că din păcate starea, majoritatea drogurilor dau inițial o stare de bine, să stimulează calea plăcerii. Și atunci, bineînțeles, acea stare pe care generațiile de tineri care sunt din ce în ce mai frustrați din punctul meu de vedere, că toată ziua îi vezi că se uită în mobile și nu mai comunică. Ei sunt în aceeași cameră, dar comunică pe tastatură. Nu mai vorbesc cu unul cu altul. E o situație în care favorizează consumul, această, să zicem, alienare colectivă. Aparții unei colectivități virtuale. Dar ceva palpabil nu prea este. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru prezența în emisiunea noastră în această seară. Mult succes în activitate, să învățați pe cât mai mulți oameni cele mai bune lucruri. Mulțumim că ne-ați învățat și pe noi. Doamnelor și domnilor, ca o concluzie, vaccinurile au argumente ca să fie făcute în familiile noastre. Căpușele nu sunt chiar atât de negre cum par. La o simplă examinare putem să prevenim boli grave, în eventualitatea în care, într-adevăr, vreo căpușă ar avea tot felul de substanțe rele. Însă, cu consumul de droguri, nu e bine să ne jucăm. Sunt tineri care au încheiat, domnule doctor, la prima doză, pentru că n-au știut care sunt concentrațiile. Da, din păcate, drogurile de astăzi au fost și în țara românească. Săptămâna trecută, un pacient de-al nostru a murit a fost găsit acasă de supradoză, după ce în ultimii 2 ani alte 2 soții ale lui muriseră tot de supradoză. Suntem într-o țară cu probleme, dar cel mai important lucru este că dumneavoastră în această seară ați fost conștientizați de anumite pericole. Vă doresc multă sănătate, putere și să trăiți o viață din belșug. Sunt Cornel Drăvășan, împreună cu noi a fost domnul doctor Adrian Abagiu, medic primar, boli infecțioase, doctor în medicină. Vă doresc o seară liniștită. La revedere!